Organele donate de rudele unui bărbat din Bulgaria au salvat viața a doi români care au fost compatibili pentru transplant. Medicii au reușit să aducă rinichii în timp util de la Sofia la Iași. Astfel de proceduri sunt posibile doar în baza unor acorduri internaționale. Unul dintre rinichi a fost transplantat unui pacient de 42 de ani, care de 12 ani făcea dializă. Când vedeam că sună de la Iași transplant, gata, știam, zic, posibil să fie salvarea mea. Speranța la o viață bună a primit și Daniel. Am umblat, fumat de Europa, scolind în toată lumea. Unde am fost, s-o iau din nou. Cei doi rinichi au venit de la un bărbat din Bulgaria, care în urma unui accident rutier nu a mai putut fi salvat. Organele au ajuns la Iași după aproape 17 ore, într-o misiune contra cronometru. Echipa de chirurgie de la București a fost de acord să ne preleveze și rinichii, iar aceștia au fost apoi dirijați întâi cu elicopterul și a ajuns la noi în siguranță. Exact ca în ocolul Pământului în 80 de zile, din păcate, pentru că s-a zburat cu elicopterul, s-a mers cu salvarea peste noapte. Numai la Iași, pe lista de așteptare pentru un transplant renal, sunt peste 500 de pacienți. Foarte mulți pacienți tineri, 20-30 de ani, care așteaptă o șansă pentru a fi chemați să fie transplantați. Acordul de colaborare medicală între România, Bulgaria și Republica Moldova există din 2021. În mod normal, când ei au un donator și nu au din partea echipelor un primitor compatibil, suntem solicitați să ne deplasăm în țara respectivă și să ne facem prelevarea. Anul trecut, România a primit 7 organe din Bulgaria și Republica Moldova și a donat la rândul ei 5, dintre care 3 au fost inimi. Din păcate, România nu face parte din rețeaua Eurotransplant, pentru că nu îndeplinim toate condițiile. Orice membru trebuie să aibă minim 10 donatori per 1 milion de locuitori, lucru care noi deocamdată nu am atins. În ultimii 3 ani, România a primit 26 de organe și a donat 34.